înalt și mic. Înalt avem, ce înalt e o girafă-n cap pe el. Ce înalt e, poți vedea cât înalt e. Ce înalt e, dacă-ți lași capul pe spate. E înalt, dacă stai pe vârful pare, că ai crescut mai mare. Dacă stai pe vârful pare, că ai crescut mai mare. Da, Țopa! Bravo! Dar tu, Pandi? Mai jos! Cine va urca mai repede pe perete? Sunt mai sus! Țopa sare mai înalt, iar Pandi se cațără mai sus. Vai ce scăunel micuț! Și poneiul poate sta pe el drăguț. Iar și tu poți mai înalt, tu vrei să fii. Vei deveni mare, mare, tu vei fi. Dacă stai pe vârful pare, că ai crescut mai mare. Dacă stai pe vârful pare, că ai crescut mai mare. Dimineața și seara. Bună dimineața, copii! Dimineața soarele trezește și pe mama și pe tata. Dimineața ziua abia începe. Da, începe. Da, începe. Ne spălăm pe ochi, pe nas. Inspirăm aer curat. Toată lumea aplaudat. Ziua abia începe, start. Copii, ce facem noi dimineața? Dimineața ne trezim, apoi ne spălăm. Ne înviorăm. Și când ne spălăm pe dinți? Dimineața, seara. Dimineața și seara. Așa este. Ce altceva mai facem seara? Mergem la culcare și ne spălăm. Facem ordine printre jucării. Seara când soarele apune, noapte bună, tata spune. Chiar și seara avem multă treabă, multă treabă, multă treabă. Ne spălăm pe ochi, pe nas. Inspirăm aer curat. Patul ne așteaptă, ne culcăm îndată. Cifra 4. Un, doi, trei, patru, cinci. Nu ne plictisim aici. Toți vom număra de mici. Un, doi, trei, patru, cinci. Un, doi, trei, patru, cinci. Iar în timp ce ne jucăm, învățăm să numărăm. Noua cifră intră în cadru. Este pur și simplu patru. Fii atent cu ochii-n patru. Să începem număratul. De la 1, 2 în sus. Și la 4 am ajuns. 1, 2, 3 și 4. Masa cu 4 picioare. 1, 2, 3 și 4. Iar pisica 4 piciorușe are. Iar mașina învârte 4 roți deodat. Minunat! Minunat!
insecte. Uite o buburuză mică, 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 și o nobilă furnică, mică, mică. Buburuza se odihnește, iar furnica tot muncește pe o frunză de arțar. Iată bine și-un pondar. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici, sunt insecte mici. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici. Ce pete frumoase ai desenat! Astea sunt furnici, foarte mici. Ia! Țopa, ia! Tu ce ai desenat acolo? Acestea sunt furnici, în casa lor, casa furnicilor. Așadar, e un mușuroi de furnici. Bravo, Țopa! Creierașul cântă așa, cri, cri, cri. Cântă întreaga noapte așa, cri, cri, cri. El alergă un fluturaș, cam poznaș. Fluturașul a zburat, pa, 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 pa. Creierele cântă acum așa. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici, sunt insecte mici. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici. Pătrat. Copii, ia să vedem. Știți ce formă vom învăța astăzi? Pătratul! Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Desenăm casa pătrată și ferestrele la fel. Iar apoi îi dăm culoare și ne odihnim. Pernă pătrată! Un biscuit pătrat. Un sem pătrat. Mă întorc. Drum, 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 drum. Stop acum! Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Un pătrat e scăunelul, șervețelele la fel. Rama e și ea pătrată, iar părinții fericiți. Avem un tablou pătrat și mama, tata fericiți. Mama, tata, mama, tata. Nume. Baby Ricky, hai să ne prezentăm. Eu sunt Țopa. Eu sunt Ariciu. Iar cine ești? Eu sunt Tigrul. Toți copii în lumea asta au nume. Ana, Paul, Cătămădă, Aurelia, Camelia sau Irina, David, Bianca, Rareș, Anca, Tania, Paul, Vasi, Raul, Magda, Sanda, Ducu, Petre, Vera, Mara. Câte nume, câți oameni frumoși pe lume. Această micuță este Pandi. Îi plac foarte mult dulciurile. Iar pe această micuță o cheamă Grohi. Și ei îi plac dulciurile la fel de mult. Și care e numele bomboanei tale? Nu are. E doar o bomboană. Vrei și tu? Da! Chiar și cuțul și pisica au un nume. Și căluțul, bebelușul, toată lumea trebuie să aibă un nume. Ana, Paul, Cătămădă, David, Bianca, Rareș, Anca, Tania, Paul, Vasi, Raul, Magda, Sanda, Ducu, Petre, Vera, Mera. Câte nume, câți oameni frumoși pe lume. Hai și cânt acum cu noi de vrei să crești. Și acum spune-ne,
Tu cum te numești? Versiunea în limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.